Ziua, doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la lucrările seminarului Planul de Acțiune privind energia durabilă în municipiul Roman. Seminarul este organizat de Primăria Municipiului Roman împreună cu Fundația Terra Millennium 3 și cu sprijinul Asociațiilor Municipiilor din România în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, cofinanțat printr-un grant din partea Guvernului Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Doresc să vă prezint pentru început partenerii noștri din proiect, domnul Adrian Băzilă, facilitator, manager proiect Terra Millennium 3, este aici prezent, din Agenția Roman. Doamna Lavinia Andrei, manager de proiect Terra Millennium 3, din Agenția Roman, o colaborare foarte bună. Domnul Liviu Gheorghe, expert Terra Millennium 3, este prezent în domnia sa la Roman. Doamna Steluța Bogatu, coordonator Asociației Municipiilor din România, un bun colaborator și partener al nostru și un suflet aproape de municipiul Roman prin acțiunile pe care noi îi propunem. Un partizan pe care i-a luat acolo la Comitetul Național Director al Asociațiilor Municipiilor de România din Agenția Roman. De asemenea, doresc să-mi exprim satisfacția față de prezența domnului subprefect la Ciurea, aici de față, în noua calitate, succes și sperăm într-o colaborare foarte bună, a reprezentanților Agenției de Dezvoltare Nord-Est, a reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului, directorului Spitalului Municipal de Urgență, directorul Unității de Învățământ din Municipiul Roman, reprezentanții primăriilor din Piatra Neamț, Onești, Botoșani și mass mediei locale. Proiectul Orașe Verzi, Regiuni Verzi își propune să contribuie la sprijinirea municipiilor și regiunilor ce doresc să-și reducă amprenta de carbon, să clădească un parteneriat durabil între partenerii elvețieni și români, cu scopul de a identifica soluții potrivite pentru tranziția către o economie verde. Municipiul Roman a dorit astfel să se alăture orașelor care luptă în prima linie împotriva combaterii schimbărilor climatice prin aderarea la Convenția Primarilor, principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale, ce se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Motivele aderării municipiului Roman la Convenția Primarilor includ în principal dorința de a transforma municipiul Roman într-un oraș verde prin abordarea resurselor sale într-un mod rațional, cu scopul de a asigura un viitor energetic competitiv și durabil, posibilitatea de a beneficia de sprijinul Uniunii Europene, inclusiv de sprijin financiar pentru proiecte ce duc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și posibilitatea de a beneficia de încurajarea și exemplu altor deslizători de drumuri. Prin aderarea la Convenția Primarilor, municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un plan de acțiune privind energia durabilă, așa cum îl numim noi pe scurt PAET, la nivel local, în cadrul strategiei pentru schimbări climatice care să cuprindă o țintă măsurabilă de minim 20% reducere CO2 la nivel local, din totalul emisiilor stabilite prin inventarul de referință al emisiilor și stabilirea de măsuri clare de diminuare a acestor emisii pentru adaptarea la efectele climatice din ce în ce mai vizibile și apăsătoare pentru toți cetățenii. De altfel, dacă ați văzut, într-un documentar în care o contribuție importantă au avut instituții de marcă mondiale privind schimbările climatice și NASA, au arătat că în ultimii 2 ani sunt cele mai mari creșteri de temperatură din ultimii 25 de ani. Ceea ce, sigur, dincolo de ce știam noi, în plus, este un element îngrijorător. Planul de acțiune privind energia durabilă elaborat de noi este parte integrantă din documentele politice strategice pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Roman, conține o analiză substanțială a situației energetice la nivel local, evidențiază emisiile de dioxid de carbon la nivel local și propune acțiuni clare, în strictă concordanță cu politicile naționale și internaționale, privind energia și schimbările climatice și implicit a strategiei Europa 2020. În contextul mai larg al schimbărilor climatice, consider că autoritățile locale și regionale joacă un rol principal în promovarea unor modificări ale comportamentului individual,
de altfel o condiție indispensabilă pentru tranziția către o economie verde, pentru îmbunătățirea eficienței energetice și pentru lansarea și susținerea activităților și proiectelor care asigură protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice. Subiectul energiei durabile și al eficienței energetice este unul de interes, de aceea la acest seminar au fost invitați factori de decizie din orașe și județe ale Moldovei, precum și responsabili de mediu și energie, reprezentanții unor instituții publice. De altfel, aș vrea să mai precizez că în cadrul acestui proiect, municipiul Roman a obținut punctajul cel mai mare în cadrul concursului de selecție pentru proiectul Orașe Vers, Regiuni Vers, urmat fiind de orașele Focșani, Alba Iulia, Făgăraș, Botoșani, Fetești, Oradia, Brăila, Gheorghe și așa mai departe. De asemenea, municipiul Roman este primul din cele 5 orașe selectate în cadrul proiectului Orașe Vers, Regiuni Vers, care a finalizat deja și a adoptat planul de acțiune pentru energie durabilă, un plan care conține o analiză substanțială a situației energetice la nivel local, evidențiază emisiile de dioxid de carbon la nivel local și propune acțiuni clare de diminuare a emisiilor de dioxid de carbon în strictă concordanță cu politicile naționale și internaționale privind energia și schimbările climatice și implicit a strategiei Europa 2020. Despre principalele măsuri, obiectivele administrației publice locale din Roma, aplicarea planului de acțiuni, ceea ce s-a făcut prin proiecte deja implementate, prin proiecte care se implementează, prin strategia de dezvoltare durabilă și proiectele pe care le avem în lucru, unele din ele la această oră chiar depuse spre finanțare, vom vorbi în cele ce urmează. Mai înainte de acesta, aș vrea să dau cuvântul domnului subprefect să salute și domnia sa seminarul de astăzi și apoi vom intra pe rând cu reprezentanții, partenerii noștri pe care îi avem aici de față în substanța seminarului de astăzi. Domnule subprefect, vă rog. Primul rând vreau să vă salut. Domnul Petru m-a invitat la acest seminar. Știți că sunt născut și crescut în Roma. Și actualmente locuiesc în Roma. Coincidența face că seminarul de astăzi să vină în completarea acțiunilor pe protecția mediului pe care prefectura le-a organizat în asociere, să spunem, cu mai multe organizații non-guvernamentale, cât și instituții publice, la nivelul județului Neamț. Mai exact, ecologizarea lacului Vitaz, lacului Dolmului. Acțiune ce a avut loc în weekendul trecut. Probabil ați văzut prin media și ce înseamnă ziare, amploarea evenimentului. Au participat aproximativ 400-500 de voluntari. Iar acțiunea de astăzi, să zicem, vine în încheierea acțiunilor la nivel județean. Să știți că v-am urmărit cu atenție la debutul proiectului din aprilie 2015. Și consider că obiectivul principal al acestuia este creșterea capacității autorităților locale de a elabora și implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei, pe termen mediu și lung, având în vedere că acest proiect se adresează, de ce nu, și copiilor și nepoților noștri. Este de precizat faptul că municipiul Roman s-a clasat pe locul întâi din cele 8-9 municipalități evaluate în cadrul proiectului. Iar municipiul Roman va deveni unul din cheile verzi pe harta României. Pentru asta, domnule primar, vreau să vă felicit și vă urez succes. Mulțumim frumos, domnule subprefect. Sperăm ca în continuare să putem fi aliniați la ceea ce înseamnă politica de promovare a protecției mediului și de dezvoltare a mijloacelor de producere a energiei regenerabile, de acțiune privind energia durabilă în municipiul Roman și în zonă. Vom vedea și exemple concrete de acțiune, dar și ceea ce ne propunem în perioada următoare. Aș vrea să o invit pe doamna Lavinia Andrei,
În prezentarea proiectului Orașe Vers, Regiuni Vers, doamna Lavinia Andrei, în calitate de manager de proiect, TVA Mileniu 3, un partener constructiv pe care îl avem, cu care ne sfătuim, cu care dezvoltăm acțiunile, împreună cu care am și desfășurat acțiuni importante, inclusiv vizita privind experiențe pozitive în Elveția, acolo unde am putut constata la fața locului pași importanți pe care țări care au deja o experiență în domeniu au trecut de anumiți pași pe care noi astăzi îi facem și orice experiență pozitivă trebuie adoptată, trebuie implementată astfel încât să încercăm pe cât posibil să ne aliniem și noi la ceea ce înseamnă standardul european pe majoritatea domeniilor de activitate, dar cu preponderență, dacă vorbim astăzi despre acest subiect, de reducerea noxelor, a dioxidului de carbon, de gestiunea energiei durabile, sigur că este obiectivul nostru central. Doamna Lavinia, vă rog. Mulțumesc frumos, domnul primar. Vreau să vă spun în primul rând, pentru că nu ne cunoașteți, mulți dintre dumneavoastră nu ne cunoașteți, suntem o organizație neguvernamentală de protecție a mediului, o organizație foarte critică. Dar astăzi, venind la Roman, la acest seminar, nu vom fi critici, pentru că nu avem ce să criticăm. Eu aș vrea să felicit primăria Roman, pe domnul primar care ne-a susținut de la bun început, din prima clipă a proiectului, a fost alături de noi la toate evenimentele, și, nu în ultimul rând, echipa din cadrul primăriei cu care am avut și avem o colaborare de excepție. Deci, nu a existat niciun fel de barieră în implementarea acestui proiect, ba dimpotrivă, o echipă proactivă care să vină în întâmpinarea noastră și care să dorească să facă tot timpul mai mult. Deci, pentru mine, n-a fost o surpriză că Romanul s-a clasat pe poziția 1 în clipa în care s-a făcut evaluarea municipalităților care să intre în acest program. O să vă spun pe parcurs, o să vă dau mai multe detalii. Deci, în primul rând, Fundația Terra Mileniu 3 este organizația care implementează proiectul. Avem ca parteneri oficiali cu care am și depus cererea de finanțare R20, Regiuni pentru Acțiuni Climatice din Elveția. Probabil vă este cunoscută sau dacă nu, vă pot spune că este o organizație înființată de guvernatorul Schwarzenegger în California, pe vremea când el a fost guvernator. Statele Unite, să știți că nu erau foarte proactive pe partea și cum nu sunt nici la momentul acesta pe partea asta de reducere de emisii de gaze cu efect de seră. În schimb, guvernatorul Schwarzenegger, la nivelul Californiei, a luat niște măsuri extraordinare, arătând că se poate pleca de la o regiune și că lucrul acesta se poate întâmpla chiar dacă nu există neapărat o politică națională. Ca atare, la sfârșitul mandatului și-a înființat această organizație care să ducă mai departe expertiza și să disemineze informația la nivel global. Și, desigur, partenerii noștri tradiționali de foarte mulți ani, Asociația Municipiilor din România, cu care avem o colaborare foarte bună. Ca parteneri locali și cei care și-au câștigat dreptul de a-i numi parteneri în proiect, municipiul Roman, municipiul Alba Iulia, municipiul Făgăraș, Focșan și Roșu de Vede. Municipiile au fost practic într-o competiție. Au fost invitate toate cele 109 municipii să participe la proiect, dar noi am ales pe cei care într-adevăr au dovedit că doresc să fie parte în acest proiect, că doresc nu doar să facă planul de acțiune și inventarul, ci chiar să-l implementeze, să-l monitorizeze și, așa cum spunea domnul primar, să contribuie la dezvoltarea unor orașe verzi. Perioada de implementare, noi am început proiectul în aprilie 2015 și se va termina la sfârșitul lui martie 2017,
și este un proiect cofinanțat printr-un grant din partea contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană. Probabil că cei care lucrați în domeniu și care știți problematica schimbărilor climatice, știți că anul trecut la Paris a avut loc o mare conferință și care s-a soldat cu un acord, un acord global. Din punctul meu de vedere este un acord relativ slăbuț, pentru că acest acord ar urma să se îndeplinească în mod voluntar, adică fiecare cât poate să facă. Pe de altă parte, acordul are o țintă foarte, foarte strictă, aceea ca limita de încălzire medie globală să nu se ridice la mai mult de 1,5 grade Celsius. Lucrul acesta e foarte greu de îndeplinit dacă toate forțele dacă nu ne unim toate forțele astfel încât să contribuim la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ori, dacă stăm să ne gândim din punctul acesta de vedere, degeaba dăm legi la nivel național dacă ele practic nu se implementează în teritoriu. Ori, din punctul nostru de vedere, motorul care va conduce spre reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este tocmai cel la nivel local și apoi regional. Pentru că un astfel de exemplu, precum municipiul Roman, care deja implementează niște proiecte, care deja a luat niște măsuri concrete, poate deveni un pol pentru regiune, întâi pentru județ, apoi pentru regiune și tot așa. Ideea tocmai aceasta a fost și tocmai de aceea am ales cele 5 municipii, ca ele să nu fie nici comasate într-un singur loc, ci să fie oarecum distribuite pe teritoriul României, pentru că dacă demarăm și avem mai mulți poli din acest știa care chiar demonstrează că fac lucruri bune, sigur că se va produce masa aceea critică care să ne conducă spre progres, spre tranziție. Deci ne propunem să elaborăm un parteneriat durabil între partenerii elvețieni și români cu scopul de a contribui la identificarea unor soluții pozitive pentru soluționarea unor provocări, în cazul în speță tranziția către o economie verde. Dintre obiective, să creștem nivelul de informare al autorităților române în legătură cu economia verde și al expertizei privind dezvoltarea urbană cu emisii scăzute, iar colegii noștri care lucrează în domeniul la APM știu că deviza la Ministerul Mediului acum este economie verde, economie circulară. Nu numai la noi la minister, dar chiar și la nivel european se discută foarte mult despre aceste aspecte care încă sunt destul de puțin cunoscute în România, conceptele de economie verde și economie circulară. De asemenea, dorim să participăm la creșterea capacității autorităților locale de a elabora și implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei, iar aceste paeduri, aceste planuri de acțiune de energie durabilă sunt de fapt niște politici publice locale. Și îmbunătățirea nivelului de cooperare dintre municipii și regiuni verzi din România și Elveția, și am să vă spun și în ce mod vom face când vă voi povesti puțin despre activități. Grupul țintă, desigur, este alcătuit din factori de decizie locali, funcționari publici și angajați în cadrul serviciilor publice locale. Despre activități. Am demarat un seminar pentru factorii locali de decizie privind economia verde și privind orașele verzi. După care a urmat o sesiune de training pentru reprezentanți din autoritățile locale care au dorit să învețe cum se elaborează inventarul de emisii de gaze cu efect de seră. În cadrul convenției primarilor, inventarul este practic baza de la care pornește planul de acțiune. Pentru că trebuie să știi foarte exact de unde ai pornit, cât ai redus, unde ai ajuns,
e nevoie atât pentru a-ți dezvolta planul de acțiune, cât și pentru a-ți monitoriza implementarea lui. Am mai avut o vizită de studiu la Geneva, în care au participat, am avut 12 reprezentanți din autoritățile locale și unde am vizitat diverse instituții cu atribuții în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, începând de la primării, cu care am discutat despre politicile locale, și continuând cu infrastructuri. Infrastructura de managementul deșeurilor, infrastructura energetică, infrastructură de... transport, epurarea apelor, sigur. Cât de curând vom finaliza și broșura cu exemplele de succes din Elveția. Noi ne propusesem să o aducem astăzi gata aici la dumneavoastră, caldă de sub tipar. Din păcate, finanțatorul ne-a întors puțin și a zis că să mai schimbăm câteva mici lucruri acolo și gata. Nu, astăzi nu este gata, dar cu siguranță vom trimite la primărie un set de broșuri ca să fie distribuite. De asemenea, am identificat cele mai bune practici de proiecte verzi în România, pe baza cărora, de fapt, au și fost alese municipiile. Prima dată s-a făcut un screening la nivelul municipalităților care s-au oferit să intre în acest proiect. Și pe baza acestui screening ne-am spus, da, primăriile acestea, aceste municipalități au făcut ceva și sunt dornice să facă în continuare ceva în sensul acesta. Desigur că s-a trecut la faza următoare, când s-a elaborat inventarul de emisii și s-a dezvoltat planul de acțiune privind energia durabilă în cele 5 orașe selectate și, subliniez încă o dată, Romanul a fost cel care s-a mișcat cel mai repede, cel mai bine. Planul a fost întocmit la nivelul primăriei, practic, doar cu asistență din partea noastră. Adică să nu vă închipuiți că suntem niște consultanți și le-am livrat noi planul. Ideea proiectului a fost tocmai aceea de a da undița și nu peștele, pentru că astăzi suntem noi, mâine sunt alții, dar de fapt știința trebuie să rămână în cadrul primăriei și să... primăria să poată continua, pentru că există revizuiri la fiecare 2 ani și, practic, e nevoie ca aici să se consolideze cunoștințele și echipa. Acum ne aflăm în cadrul seminariilor tematice și suntem la primul seminar tematic aici, la Roman, în ideea în care este nevoie ca expertiza și experiența acumulată la Roman să meargă și către alte municipii, și către alte orașe, și către alte instituții, plus că sunt instituțiile care sunt în subordinea primăriei sau în colaborare cu primăria, care practic vor lucra la implementarea acestui plan și știu că avem în sală profesori sau directori de școli sau de spitale, care sunteți, practic, parte a acestui plan de energie durabilă. Până în martie vom monitoriza și progresul, modul în care se implementează aceste planuri și vom avea o conferință internațională. Nu în ultimul rând, în octombrie, la sfârșitul lunii octombrie, vom mai avea un al doilea seminar la București, în care vom analiza ce s-a întâmplat în cele 5 municipii în care am lucrat, iar în luna martie anul viitor vom avea conferința internațională unde vom aduce experți din Elveția care de asemenea să ne mai povestească odată exemple de succes și modul în care implementează ei astfel de programe și proiecte, dar desigur și prezentări din partea României și din partea partenerilor noștri de la municipalități,
astfel încât, așa cum discutam și când eram la Geneva, nu suntem chiar departe. Adică și noi avem infrastructură și noi am dezvoltat proiecte foarte bune. Totul este să știm să ne punem în valoare și să știm să le exploatăm cum trebuie pentru a veni și a sublinia beneficiile care ne aduc aceste proiecte. Și desigur, vizibilitatea proiectului și diseminarea informațiilor către presă. V-am spus, grupul de 5 municipalități este format din Roman, Alba Iulia, Focșani, Făgăraș și Oroșor de Brede, care au primit asistență în elaborarea de inventare și elaborarea planurilor de acțiune. Ei vor acționa ca lideri pentru regiunile lor. Sigur că ne dorim ca acest... Ce voiam să subliniez este faptul că nimeni nu i-a obligat pe cei de la municipalități să-și iau un astfel de angajament. Este un angajament voluntar, înscrierea în convenția primarilor este un angajament voluntar,